Suntem în cea de-a treia zi la Târgu Ocna, Zilele Orașului, un eveniment amplu cu foarte multe manifestări culturale, sportive și profit de acest moment să spunem că și șahul este un sport, nu, domnule viceprimar? Principalul sport, sport al minții, principalul sport, cum v-am spus, este sportul minții. Și este îmbucurător că la această competiție au venit 30 de participanți din zonele apropiate, din Dofteana, din Onești, care se înfruntă cu jucătorii din Târgu Ocna. În acest moment deja se desfășoară partidele de șah, au fost și primii. Explicați-ne sistemul cu care faceți acest campionat de șah. Sistemul este cel utilizat în competițiile de șah, sistemul elvețian. Avem 30 de jucători înscriși, vom juca în 6 runde. După 6 runde, unul va fi cu total victorii 6 și ceilalți vor fi departajați, dacă vor fi la egalitate, în funcție de adversarii pe care i-au învins. Deci cu cât câștigi, vei juca cu un adversar mai puternic și tot așa. O cifră, cam câți concurenți avem aici? Avem 30 de participanți. După cum am spus, cel mai tânăr are 4 ani, cel mai în vârstă are 78 de ani. De ce spun și despre cel mai tânăr și cel mai în vârstă? Pentru că și aceștia vor fi premiați și primii 3 clasați. Deci vom avea 5 premii, garnituri de șah, cupe, diplome și o sărbătoare în aer liber alături de celelalte sărbători ale zilelor orașului Târgu Ocna. Nu numai de șah vă ocupați, aveți și un alt sport preferat. Da, am să vă spun că de zile orașului m-am ocupat și de alte activități sportive. Am avut un concurs de fotbal la care echipa Târgu Ocnei a câștigat în finală cu 5-1 în fața echipei din Comuna Urechești. Deci le-am purtat noroc. Ei, spunea dumneavoastră de alt sport, într-adevăr eu practic jocul de backgammon, e varianta internațională a jocului de table, unde am obținut rezultate foarte bune, internaționale, de 2 ori campion european. Mai așa, multe turnee internaționale câștigate. Ce alte manifestări sunt în aceste zile aici la Târgu Ocna, pentru că e o adevărată sărbătoare? Păi, manifestările sportive se încheie cu această competiție de șah, după amiază se continuă cu activitățile de scenă, avem artiști importanți invitați, printre care și Ana Lesco. Iată, dragi prieteni, o atmosferă foarte frumoasă aici, aer curat, e foarte bine. Târgu Ocna, într-adevăr, merită numele de stațiune balneoclimaterică. Au fost și turiști care au venit? Turiști au venit și din Ucraina, Republica Moldova, nu mai spune de românii noștri întorși acasă. Nu au venit singuri, au adus prieteni în străinătate. Eu le mulțumesc participanților. Nu în ultimul rând și domnului primar, care a îmbrățișat ideea organizării unei competiții de șac și Consiliul Local. La această competiție sunt 4 consilieri locali, deci iubesc șacul, avem consilieri care sunt pasionați de jocul de șac, sport al minții. Sperăm că acest concurs să ne ajute să găsim soluții și mai bune în Consiliul Local pentru și celelalte activități. Sigur, noi vă mulțumim foarte mult pentru scurtul interviu. Și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Și cu alte și sigur suntem cu ochii pe toate aceste manifestări aici la Târgu Ocna. Vă mulțumim foarte mult, domnule viceprimar, și vă lăsăm că l-am răpit pe domnul viceprimar câteva minute pentru că are foarte multă treabă, trebuie să monitorizeze partidele și așa mai departe. Multă sănătate și spor la treabă și să fie la fel de frumos și în anii care urmează. Mulțumim, domnule. Mulțumim și noi. Vă așteptăm alături de manifestările din Târgu Ocna, care sunt în continuarea zilei de astăzi și pe viitor vom pregăti și alte surprize, alte competiții, alte spectacole. La revedere! La revedere!